Pe fondul creșterii numărului de cazuri de coronavirus din ultimele săptămâni, Italia a decis prelungirea normelor sanitare de restricție. Printre acestea se află și obligația de a efectua o izolare de 14 zile la propriul domiciliu pentru persoanele care sosesc din Moldova, România și Bulgaria. Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a semnat noul decret care va intra în vigoare începând de astăzi. Intrarea în Italia se face pe baza actului care atestă reședința, după care se completează un formular unde se declară domiciliul pentru autoritățile sanitare. Moldovenii care nu dețin cetățenia altui stat au în continuare interdicția de a intra în Italia, o măsură impusă și prelungită periodic de către autoritățile italiene încă de la mijlocul lunii iulie.